Bine ați venit la mobilisima.ro. Acesta este HMD Pulse Pro, telefonul pe care îl poți repara acasă. Nu degeaba este aici logo-ul iFixit. Oamenii care îți oferă unelte, componente și ghid pentru a repara smartphone-ul ăsta în confortul casei tale. Un telefon de altfel de doar 700 de lei care arată așa, drăguț pe verde, are spate din sticlă, ceea ce mă intrigă, în ziua de azi când vedem policarbonat și pe telefoane de 2000 de lei, și o cameră frontală de 50 de megapixel, ceea ce iar mă intrigă la banii dați. Atunci când a debutat era 799 de lei, am intrat pe EMAX zilele trecute era 720 de lei, e clar că puteți găsi cu în jur de 700 de lei. Android 14 stock, iar dacă numele acesta HMD Pulse Pro nu vă spune mare lucru. HMD e compania care deține brandul Nokia și dreptul de a folosi brandul Nokia din 2017 încoace. Se ocupă de telefoane mid-range, de telefoane robuste, de telefoane cu preț accesibil și dotări așa un pic mai low, nu chiar flagship-uri. În cazul de față, mizează pe ușurință de reparație acasă, pe un soft de diagnostic instalat pe telefon și pe camere de 50 de megapixele în față și în spate, plus software-ul stock care este întotdeauna binevenit. Care e treaba cu acest prim HM de puls, pentru că mai sunt și altele? Vă spun imediat, e doar unboxing, recenzia texte pe site și o să vină și cea video. Hai să vedem ce poate un telefon de 700 de lei în 2024, chiar acum. Acesta este spatele verde din sticla telefonului. Se mai găsește și pe mov și pe negru, dar cred că versiunea verde este cea mai reușită, din punct de vedere coloristic. Încă nu vine să cred că pentru telefon entry level primim spatele din sticlă. Mă gândesc că face mai ușor procesul de scoaterea spatelui, spatelui pentru a înlocui componente acasă, pentru că acesta ar fi un selling point al telefonului. Faptul că HMD, alături de iFixit, îți oferă kituri de reparații ghiduri și componente ca să faci totul acasă. Înlocuiești bateria, portul, ecranul și cam astea ar fi componentele pe care le poți schimba. Bun. În cutie găsim manualul HMD Pulse Pro. De asemenea, aici trebuia să fie o cheiță pentru SIM, am rătăcit-o și aici avem cablul de la USB-C la USB, -C. hai să vedem, da, tot USB-C. Nu e cheiță doar pentru SIM, asta e genul de telefon care vine și cu slot microSD, ca să vă zic din start. Și acum mai să vorbim despre design. Știu, n-am uh, fost orb la acest lucru, nu avem încărcător în cutie. Dar la prețul ăsta de 700 de lei, uh, când a scris colegul Claudiu recenzia, era 799 de lei, m-am dus pe magazin era 720, în ritmul ăsta, în jur de 700-699, scrie în viitorul acestui telefon. Sticla în spate, ramă din policarbonat, vreme ce în zona frontală avem un ecran, cu o muche destul de groasă jos, adică bărbia. Celelalte trei sunt simetrice și rezonabile subțiri. Aș spune că telefonul este manevrabil, îl ajută rama plată, are și ecran plat și spate plat. Acum mai trebuie spus și că telefonul măsoară 8,6 mm în talie și cântărește 196 de grame. Spatele ăsta lucios înseamnă că o să atragă amprente și grăsime, deci poate merită investit într-o cusă. rezistent la praf și stropire, dar n-are vreo certificare specială IP, asta așa, Asta știți. Construcția destul de ok la banii plătiți, iar acum o să vorbim despre display. Avem de a face aici cu un ecran IPS LCD. Se puteau duce la un TFT ca să mai economisească niște bani. E bine, are 6,65 inch, rezoluție HD+, mai precis 1612x720 de pixeli, iar acest IPS LCD oferă refresh rate de 90Hz de în cazul în care vrei să faci niște gaming, dar mai degrabă scrolling mai rapid pe Instagram. Raport ecran corp 86,8% și din fabrică are o protecție din plastic aplicată pe ecran. Aș mai aminti și de faptul că luminositatea promisă aici este de 600 de nits și o să vedeți în recenzie că este undeva între 400 și 500 de lux pe acolo, mai aproape de 400 dacă mi-amintesc eu bine. Bun, acum telefonul ăsta are un procesor atipic, nu e nici Snapdragon, nu e nici Exynos și nici Mediatek. Este un Unisoc care la un moment dat, compania asta Unisoc, vindea mai multe procesoare pe an decât Exynos. Cred că încă se întâmplă. Pentru că pun procesoarele Exynos, mă scuzați, Unisoc, pe tot felul de tablete și telefoane cu preț accesibil. În cazul de față avem un Unisoc Tiger T606. 12 nanometri, octa core îl găsim pe un telefon Infinix Hot 40i pe motorul la Moto G04, ba chiar și pe Nokia G21 și G22. Avem norocul de a primi o versiune destul de bine dotată în România, cu 6 GB de RAM și 128 GB de stocare. Plus, zicem, avem și slot microSD. Mai sunt variante cu 4 sau 8 GB de RAM, asta ca să știți. Și um, nu doar reparabilitatea este cheia aici, avem și jack audio. N-am mai avut de ceva vreme un telefon cu jack audio. Lângă jack microfon, port usb 2.0 și speaker, difuzor singular, nu avem setup stereo de data asta. Sus absolut nimic. Iar acum vorbim despre baterie, o unitate de, ați ghicit cum altfel, 5000 de mAh care se încarcă la 20W pe fir. Din nou, nu avem încărcător în cutie. Ce avem însă este un buton power, un pic mai adâncit și dacă punem cap la cap ecranul LCD cu butonul power adâncit, ați ghicit ritor de amprente integrat. În zona de conectivitate găsim suport 4G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, avem și NFC și jos un port USB-C 2.0. Ce m-a șocat cel mai tare printre dotările acestui smartphone e faptul că aici în zona de sus este înglobată o cameră de 50 de megapixeli. Hai, înțeleg, 12, 16, 32, dar 50 sună foarte bine. În spate tot o cameră de 50 principală cu AI, apoi vine cea secundară de 2 megapixeli care este folosită pentru bokeh. Cea principală are autofocus, ăsta este blitzul LED și filmarea maximă este în Full HD 30. Mă așteptam la treaba asta, având în vedere procesorul Unisoc de la bord. Bun, hai să vedem ce opțiuni ne aduce camera. Avem filmarea cu încetinitorul, slow motion adică. Asta e captura video, care merge, merge așa cum am zis până la 1080 30 Avem și funcția foto, care include și HDR și alte opțiuni ca watermark și captura la 50 de megapixeli rezoluție maximă. Portrait, cu niște reglaje aici și niște modele, copac, inimioară, steluță, dar și mod nocturn cu trei submoduri, ceea ce m-a surprins. Avem auto, avem trepied și modul standard nocturn. Și zona mor în care avem timelapse și o captură flash shot care din câte știu e pentru obiectele în mișcare rapidă. Pe partea de software nu stăm rău pentru telefon entry level, adică operăm pe bază de un Android 14, destul de apropiat de interfața stock, așa cum erau și telefoanele Nokia, aflate în portofoliul HMD din 2017 încoace. iată -ne aici cu HMD Pulse Pro, acestea ar fi resursele sale, numele său de cod, baterie, procesor și, v-am zis, Android 14 cu 2 ani de actualizări Android, ca să fie clar. Pe lângă treaba asta, cei de la HMD oferă și un tool este acesta My Device, care include zona principală Discover, primești tot felul de sfaturi, ghiduri, întrebări puse des și Device Health. E un fel de sistem de telemetrie, ca să zic așa, al dispozitivului, verifici cât de bine funcționează la capitolul memorie, stocare, stocare externă, temperatură, baterie, tărie semnal și consum de date. Așa ceva s-ar fi numit pe telefoanele din China, nu știu, Phone Manager, cam asta ar fi trendul, dar aici fiind îngrobat în setări, tind să-l iau un pic mai serios. Rețineți și cheia acestui produs, pe lângă faptul că oferă toate aceste aplicații stock și nu are bloatware. Cei de la HMD au decis să pună o iconografie pe bază de alb-negru ca să se remarce altfel față de stilurile de pe piață. Aici HMD sau original sau color. Original ar trece la o iconografie de această natură. Și evident că mai avem și widgeturi care sunt cele stock. să mai devreme să spun ceva. Telefonul se remarcă prin faptul că îl poți repara acasă. Prin parteneriatul iFixit și HMD îți oferă kituri, componente, unelte și ghiduri ca să înlocuiești baterie, ecran, de ce nu, poate și portul din zona de jos. Cam atât la Mobilissimo. Recenzia e gata deja, apropo. Am făcut doar un unboxing așa pentru că mă pregătesc de o plecare în China și mai greu cu timpul. Recenzia full text e pe site, acolo aflați impresiile noastre și o să revin și cu material video. Bun, vreau să rețineți următorul lucru. Pentru doar 700 de lei, ai următoarele beneficii. Camera frontală de 50 de megapixeli, 50 de megapixeli și în spate, spate din sticlă și posibilitatea de a repara telefonul acasă în caz de Doamne Ferește. Ăsta a fost contactul cu telefonul, unboxing-ul său, nu uitați de recenzie și revenim cu mai multe detalii, mostre și analize în curând. La revedere!